Și când mi-am seamit de o poveste, bă, băiatule, tot așa, lucram prin Timișoara, bani puțini, bă. Atunci eram în stare să vând camion. Dacă veneam unul de la banca lumea, eram în stare să vând camion. Hai că vă spun și o story pe dacă tot... Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima. Vreau să vă spun că viața de multe ori e așa de crudă și nici măcar nu poți să pui pe grătar. Aia este cea mai mare problemă, cum s-ar spune. Mi s-a fărâmat mașina. Când mergea, iau și la BMW-ul ăla câți euro ăla. Am experiență. Auzi. Bă, când mergea foarte bine, puteam să mă laud. Ieri am făcut foarte... A fost o zi foarte mișto cu Uber. Ușor, ușor mi-am dat drumul, că știu cum să treaba aproape că... Stai că e murdară camera. Aproape că mi-am dat și-o seama cum să treaba. Știi? Ce să ziceți că se întâmplă? Nu prind, mă, nimic. E 7, hai mă că aveți și voi breakfast, mâncați și voi ceva. Sau v-ați sărbătit și mâncați acasă ca mine. Facea voastră cafeaua. Cum facem, ce facem? Dacă aveți și două eugenii aceia, așa să le am aici. Ca idee, dragi oameni buni, ce zici? Îmi drău să-mi seama cam cum stă treaba. Ca idee. Bă, băiatule, bă, și când la un moment dat aud chit, 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 chit. Aveam o problemă la 82.000 de mile, dacă vă voi aminte. V-am făcut eu un videoclip în care v-am spus că am o problemă cu o rolă întinzător. Ce am făcut atunci? Am aici în portbagaj de la BMW, nu pentru că mânca ulei, că la săracul era atun, niște ulei de ăsta, știi? Cumpăram la bidon mai mare ca să fie. Ce aici nu mai nu sunt băgat în portbagaj, în rest toată lumea. Bă, și chitea întinzătorul, să vă arăt pe ce este vorba. Stai să iau și telefonul după mine, să nu cumva să prind și eu ceva. Să-l fiu pe fază. Bă, viața mea. Și chit, 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 chit. Bă, șoareci. Nu e mare lucru să am șoareci în mașina asta. Dacă vezi până un tinzătorul ăla. De tinzătorul ăsta acolo, așa, vezi? Am pus ulei pe el aseară, vezi? Asta că nu mai oscilează așa în sus și în jos, în aia, face foarte urât. Înțelegi? Ca idee. Ia unde? Mă duc eu la mecanic azi. Uleiul s-a sărit pe aici, de acolo. Cam băgat cea. Bă, mergea foarte bine, prindeam curse rău de tot, prindeam. Dar... problema este întinzătorul. Înțelegeți? Problema e că la când chițești mi-a fost frică. Că am plecat din presul din cauza faptului că e bătălie mare aici pe curs, toată lumea face. Ia uzi, parcă începu. Parcă să zic că începu. Ia uzi, da. Nu mai uite, stau pe aici pe lângă Preston. Că eu vă spun. Ăsta nu mai duce mult. Ăsta nu mai duce mult. Când mergea foarte bine cu cursele. Am făcut 100 de lire în vreo 2 zile. Și am consumat atâta motorină dintr-un full. Nici măcar jumate. Din păcate s-a ales praful de mașină. E un mecanic aici pe colț, dacă n-am mai dus-o eu.
L-am jucat strâns acum la 7. Dar poate prin ceva livrez, numai bine să zice omul. Bă, și l-am salvat, mă. Avem 90.000 de kilometri, vezi? 90.000 de mile. La 82, am mai mers 1.000 de mile cu ea. Așa. După ce am pus niște ulei. Oricum ar fi, eu trebuie să fiu pregătit, să am întinzătorul ăla și cu cureaua. În caz de ceva, să le am. Pentru că am văzut ce am dat aseară, cam cât costă, costă vreo 50 de lire întinzătorul cu tot cu curea. Problema e că s-ar putea să aștept super, știi? Și asta nu mă bucură de nicio culoare, că îmi blochez mașina. Mă, și acum chiar aveam nevoie de ea, mă, că... Acum făceam treabă, făceam, dregeam, băgam ălea. Ce-ai de cap? Deci, dragi oameni buni, în cazul în care am consumat cam atâta motorină, că mă gândeam acum, de aici până aici am consumat și am făcut 100 de lire. La o jumătate de rezervări vin 200 de lire. Modest vorbind, că ne mai plimbăm și noi cu mașina, vreo 300 de lire fac un full. Adică cu 62 de lire motorină. Înțelegeți? Acum, în cât timp este greu de zis, din cauza că depinde câte joburi prind. De exemplu, acum sunt în parcare la McDonald's, este ceasul ora 7 dimineața, dacă vreți ceasuri de genul, by the way, să intrați pe Trend Him, super bestial ceasul, s-a putut să-l personalizați, eu am pus-o cu filmul pe spate. Pe Instagram la mine găsiți la story-uri la care se repetă promoții cu ce vă pot ajuta eu în legătură cu anumite discounturi. Intrați pe link-ul ăla și vă duce direct acolo, 15% reducere la orice fel de articol vestimentar pentru bărbați. Deci sunt în parcare la McDonald's, aștept să iau și primul job. Să sperăm că astăzi, nu ca ieri, nu mai vărs cafeaua, numai astea. Ce mai pot povesti în legătură cu Uber? Asta e a treia zi, da. Fii atent aici. Bă, am lăsat într-o zonă, bată mama dacă nu, am rupt. Am rupt, că de-aia văzeam când mergea foarte bine cu Uber-ul, că în Presto nu merge bine. Dar dacă pleci un pic încolo, încoa, încolo, încoa, pe lângă Preston, să știi că merge bine. Anumite zone, vezi tu ce coduri bune prinzi. Dacă te muși, dacă te deplasezi, să știi că prinzi. Bă, plec ieri pe la vreo 5 am ieșit. M-am dus către o zonă din aia cu cod bun. Bă, băiatule, de pe drum direct, prima cursă de cerire. M-am dat un Subway și am luat un pachet și m-am dus. Să nu mai vorbesc că oamenii lasă tips, una la mână. Îmi lasă tips așa, așa. Eu sunt foarte happy. Dacă ar fi, vă spun, drept, sunt mai fericit să lucrez la Uber decât să lucrez pe tir. Părerea mea sinceră. Sunt mai fericit să lucrez la Uber. De ce? Sunt mai în acțiune, sunt mai pe tir, parcă le-am văzut pe toate. Așa de trăit sunt pe tir, parcă le-am văzut pe toate, să mă bată mama dacă nu, vă spun drept. Pe când aceea sunt tot timpul, ia cursă, aștept să vină cursă, îi dă-i încolo, dă-i. Mai ales dacă ar fi una de pe alta, mamă. Și îți dă lumea ori în mână, ori îți dă în aplicație. E vreo 6 lire. Dacă să mă gândesc, numai motorina au scos numai din șpăguri. M-am zis la un băiat, bă, o casă mare, rău de tot. Mi-a lăsat băiatul ăla vreo 3 sau 4 lire în aplicație, știi? Bun. Am zis la niște copii într-o dimineață, bă, am zis că casa e nelocuită. Așa arăta casa, de ce ai că e nelocuită? Niște perdele urâte la geamuri, când deschid ușa trei copilași, cred că părinții lor fiind la muncă. Părinții lor fiind la muncă, au dat comandă la Uber să le ducă cineva ceva mâncare acasă. Gen, știi? Bun, asta ar fi a doua. A treia poveste e în felul următor. Mă duc eu într-o zonă din asta bună, mă voi să povestesc. Bă, băiatule, bă. De pe drum direct prima cursă, mă duc la un Subway și orașul neaglomerat. Nu că am Presto, ne-am unde să te parchezi marfa. Că asta este o chestie nasoală la Uber, că și care fac, dacă nu te orientezi bine și te parchezi greșit, îți bagă ăștia 100 de amendă de rup. Și îți arunci amenda în termen acasă și se ridică. Știi? De la 100 se ridică la mai mult, la vreo, adică vreo 50. Și o plătești întreagă până, că nu-ți arunci în termenul ăla. Ca să plătești tu la jumate, știi? Am pățit de-a. Bă, băiatule, bă, și ce crezi, bă, ce crezi? Prima cursă, bum, bum. Bă, când m-am dus cu prima cursă, ca să vă înțelegeți, ța. Visul meu era. Bă, am zis, bă, dacă aș prinde mai pe altă, ajung pe undul. Nu ca aici, uite, nu ca aici. Acum stăteam maxim 10 minute pe parcare. Maxim 10 minute am stat. Am plecat aseară de acolo din cauza chiteia asta și unde e la vreo 1000 de Preston, știi? Am plecat chiteia și mi-a fost frică. I-am băgat ulei, acum sper să-și revină, dar totuși îți dau comandă de piese ca să le am. Că una e când ai piesele, nu mai stai după ele, le caut. Dacă nu mai chiți acum, eu oricum dau comandă de piese astăzi. Mă duc la mecanic să vedem ce zice el. Și dacă vin piesele, ori de-l comandă, dar pe mine mă interesează foarte mult să pot să mai folosesc mașina în timp. Ia uite cum metru, loc captura. Pac, barghează aproape, nu ca mine, să merg pe jos ca fraierii.
Ca săraci, cum s-ar spune. Deci fii atent, mă, o să iei zona aia. Bă, băiatule, cursă 10 lire direct. 10 lire direct cursă. Doamne, mâncați aștălpile, tată. Zic, aici rup pământul, bă. N-am apucat să o las, că au mai venit 3. Bă, 3 odată. Deci cum veneam, tium, 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 eu dream, ok, ok, luam beat. Eu așa-i doamnat, toate. Nu mă uitam unde mă duc, așa, nu știu unde te duci. Ies, da, trebuie să zic acolo. Eu, ok, ia acolo. Bă, s-a făcut un grupaj, bă, băiatule, bă. La a doua, mi se pare că prima oară m-am dus la... Da, prima oară m-am dus la un Burger King. Nu. La KFC. Mă duc prima oară la KFC, dragi oameni buni. Iau de acolo, tita mea, pachetul, bac, olea în bocceluț, să știi. M-am învățat, le iau la oameni șervețele, să-i întreb dacă vor și șervețele. Dacă vor, ce e pe acolo, le iau. Știi? Orică mai lasă ei câte o șpagă, orică să rămână eu, știi? Bă, băiatule, în timp ce am luat Burger King-ul ăla, mi-a venit două. Ok, ok. Noi mai băgăm copuri din alea. Ei de la magazin, de la cop, de la de colț. Ei anumite mărfuri, țigări, ce mai cumpără lumea. Mâncare de pisici aveam pe acolo, ce mai aveam? Încă doi clienți. Mă duc la copul ăla, harda asta, aveți grijă că dacă băgați sub harda asta de multe ori vă bagă pe niște ganguri care ea crede că-s drumuri, dar nu sunt. Bă, băiatule, bă, și fii atent. Acum mă se acolo. Erau doi clienți. O femeie avea două plăsuțe și o femeie avea două plăsuțe din alea de cop. Lui, prima, a doua nu era gata. Până le făcură oamenii acolo, le aranjară să fie gata și a doua bucată. O să pe asta prima la mașină. Bă, m-apucai să livrez. Prima oară livrai la doamna unde avea două plăsuțe. Totul bine și frumos. După aia mă duseai la a doua livrare. La a doua livrare eu am crezut că am al doilea client cu cop. Mă duc acolo a doua livrare. Mă așteaptă doamna la ușe. Bagă două lire în mine și bagă direct. Plec. Când plec, aplicația ce face? Buf, jos. Aplicația jos. Ce boală are, bă? Eu mai aveam marfă în mașină și nu aveam unde să duc. Că nu știam care e clientul, nu știam unde e adresa, nu știam nu știu ce. O luasem de la cop. Bun, l-am și acum. E, acolo am stat cam o jumătate de oră. Ce m-am stresat, bă, băiatule, bă, ce m-am stresat, bă. Ce m-am stresat, bă, încercai să dau de ăștia nimic. Încercai să dau de ăștia. Dă-i încolo, dă-i încoa, asistență, nu. Încercai să sun la ei, nu poți să iei legătura cu ei decât în cazul în care ai o problemă cu o cursă. Deci dacă ai job, atunci poți să iei legătura cu ei. Dacă n-ai job, ești așa pe zero, uite cum sunt eu acum. Nu poți să iei legătura cu ei, că doar persoane care au un job și au o problemă cu un job au prioritatea să ia legătura cu ei. Le trebuie să-i poze prin aplicație, nimic, mă, n-au prioritate. Mă gândeam, mă, închide ăștia aplicația, bă, și îmi plăcea rău să fac Uber, mamă, închide ăștia pe aceea, îmi părea rău, ce mă facă cu viața mea, că de bine de rău ăsta este jobul perfect pentru mine, de ce cauză? E când vrei tu și cum vrei tu, când vrei tu și cum vrei tu. Păcat că nu prea vine, aia e, că păcat că nu prea că caută și nu prea vine, aia e faza. Aia e sigura problemă, că nu prea vine. Bă, acum marfa era colea, avea țigări, femeia avea. Mă uit pe bun, am și acum bunul, 30 de lire. 30 de lire, mă, băiatule, bă. 30 de lire, bă, să mă bată, mama. Diana o chema. Bă, bun. Dacă văd că nu dau de niciun fel de ăștia la Uber, zic, bă, las. Amori, mă, și făcea mișto de mine. A doua acasă, că ne apucăm de fumat, ne apucăm de beut, ne destrăbălăm. Eu mă știam de-am din colț în colț. Zic, bă, cum să las marfa la oameni, cum să fac alte joburi, cum să mă gândeam, mă închid ăștia aplicația pentru 30 de lire. Bată-mă norocul să mă bată apa. Amin. Bun. Până la urma urmei, ce se întâmplă? Primi următorul job. Eram la KFC în parc. Primi un job de la KFC să mă duc nu știu unde. Opa, și cu memoria mea de șofer de tir, mă trecea exact pe acolo, că nu știam orașul. Dar mi-aduc aminte, bă, pe aici mai fusese, a, de la copă de aici lua eu marfa, ia să mă opresc eu. Mă opri acolo, bă, băiatule, bă, mă dădui jos și le spus să-i, stimată doamnă, luați marfa asta înapoi, există un problem cu marfa, întreb eu. Da, păi ai luat tu marfa aia odată și a sunat clientul la magazin și am fost nevoit să refacem marfa. Ce se întâmplă? Atunci când o marfă nu ajunge la destinație, clientul raportează aplicație și se reface iar comanda și o ia altcineva și o duce până la urmă, deci nu știu cum, ce asigurări și ce nebunii au ei cu mărfurile. Acum eu, hai că nu vei. Acum eu m-am sunat apoi, zic, scrieți-mi bă aici pe bun, bă. Scrieți-mi aici pe bun pe spate ce s-a întâmplat, bă. Scrieți-mi bă data și ora la care v-am adus produsele înapoi, bă. Scrieți-mă că v-am dat produsele înapoi, bă, ca să nu mă băgați la pușcărie, bă, băiatule, bă.
pentru 30 de lire. Avem aici niște mâncare de pisici, un pachet de țigări. Bă, băiatule, bă, cât de scumpe sunt țigările, bă, 14 lire, 40, bă, să mă bată mama, bă. 20 de țigări, 14 lire, 40, bă. Voi veți aici jos. 14 lire, 40 țigările, bă. Doamne, mâncați aștălpile, tată. Și eu și fac Uber câte 2-3 ore pe 14 lire. Și m-am dus, bă, înapoi, eu, pentru conștiința mea, pentru cunoștința mea. Și le-am dus marfa, le-am pus semneze cu olea, așa, în caz de mă întreabă așa ceva, le spun, ia uite-l, ia uite-l, v-am dus marfa înapoi. Stai, o să mă cac pe mine, bă, pe din astea, știi? Eu sunt om demn. Și când mi-am seamit de o poveste, bă, băiatule, tot așa, lucram pe Timișoara, bani puțini, bă. Atunci eram în stare să vând camionul. Dacă veneam unul de la banca lumea, eram în stare să vând camion. Hai că vă spun și o story pe dacă tot facem un vlog. Fii atent, lucram pe Timișoara, ca mai să-i amin. Și doar așa, livram pe la magazine produse, știi? Oricum fac mai mulți bani acum decât făceam atunci cu cu livrarea. Fac mai bani la Uberit în Anglia decât cu livrările cu camionul altora prin România. Fac mai mult. Atunci lucram pe 10 milioane pe lună. 10 milioane pe lună din care plăgeam și chirie. Bă, băiatule, și fii atent. La un moment dat, nu știu, duc marfă. Cum se întâmplă, bă, băiatule, că rămân săi cu niște țigări de foi, un bax de gume Orbit. Oamenii au semnat factura și n-au verificat marfa cum trebuia. Și marfa mi-a rămas mie. Țigările de foi erau 20 de lei pe atunci. Și pe atunci era un pachet de țigări. Cam cât să fi fost, mă? Nu știu, oricum mă gândesc că acum 7 ani, 8 ani, mai bine de 8 ani, bă, mai bine de 8 ani, ce ai? Eu nu luasem eu, eu lucram cu ceu, lucrasem cu ceu, eu aveam 19 ani, bă. Acum 10 ani cât erau, cât costau țigările, dragi oameni. Acum 10 ani, da. Ca fac 29 acum, acum 10 ani. Oricum erau scumpe alea de foi. Și alea de foi oricum sunt mai scumpe decât sunt ca trabucele așa, le. Fumez așa, îți rup coloana când fumez, faci așa, ai crezi că ai gâtul rup când fumez, așa, fumez așa, fumez, eu știu cum s-o ții, o ții așa, o ții așa când fumez așa, știi, așa ești, știi? Și, bă, ce zici, bă, că am luat marfa, am luat acasă. Toată marfa aia am luat-o acasă, îmi lasă oamenii factură, eu nu aveam nicio problemă cu nimic. Mi-aduc aminte ca așa cum. Ca să nu știe nimeni ce aveam eu pe acolo, prin casă, prin... Dar l-am adus și dar și acolo plăteam chirie, înțelegeți? Și ca să nu știe nimeni ce am îndulat pe acolo, să nu știe care băbușa, le-am băgat pe sub haine, pe sub alea, pe sub alea, ca să aștele. Două zile am stat cu alea prin dulap pe acolo, prin casă, la a treia zi le-am luat să le duc. Aveam mustrări din alea de cunoștință, frustrări de conștiință din alea. Nu am să dorm noaptea, mă gândeam, Doamne, mâncă ăla de la magazin, pe cât lucrează, mă, tot pe cât lucrez și eu. Hă? Îți dai seama că trebuie să plătească marfa? Hai! Păi cum facem? Toată viața mea am fost și știi, vă spun, dragi mei. Nu că mă dau eu mare pe ce vreau. Dar mi-a plăcut să am așa o conștiință curată, că eu consider că doar având o conștiință curată rămâi un om puternic de-a lungul timpului. Și din depozit când îmi puneam, mi-aduc acum aminte și acum aș putea să spun că au trecut 10 ani, te doare la bască, vorba aia, n-are nimeni ce să-mi facă. Când îmi puneau marfă în plus, o duceam timpul înapoi. De ce? Știam că ea trebuie să plătească. Dar eu nu verificam marfa când luam din depozit. Înțelegi? Că am la magazin și am lipsă, ba, am lipsă. Eu nu bag mâna să iau, nu facem deștea, bă. Și voi când puneți în plus, vă aduc acasă, înapoi. Că stăteam cu ea acolo când făceau ei recepția, că ei știau prosturi. Eu nu știam ce 10 sortimente de gume. Ce am pățit la început, Doamne, mâncați așa. Mă duceam pe la Arabia prin euro. Ce să ne explici că ea să o las, spunea să-i explic eu ce delicată am. Ce să te explic, nu faci tu? Nu faci tu, tu nu știi produsele? Nu faci tu recepția, eu fac, știi? Mă umblam la marfă, mă umblam, trebuie să recunosc. Dar ca să nu plătească omul de rând, înțelegi? Dacă era oia pe minus la magazin, oia patronii, aia n-aveai treabă, înțelegi? Dar nu omul de rând, omul de rând nu, înțelegeți, dragi mei. Deci cam atât vreau să spun pentru astăzi, uite, o să avem 16 minute aici, nu dau nimic, băi, milou, bă. Hăla, dă ceva, bată-te, norocul, nu dai nimic, bă, că sunteți și în cod bun. Bă, dacă nici în cod bun nu dai, mă, avem 1X. Păi mai vedem noi 1X în presto la ora asta. La... În anii ăștia care o să vină. Deci în cazul care a plăcut materialul genetic de azi, dragi oameni, v-ați dat să nu ai puteri cu follow pe Instagram în cazul în care vreți. Eu vă țin la 380, deveniți membri dacă vreți să vedeți vloguri mai noi. Ce să zic, aveți de trupuri nevoase, spune nu drogurilor. Mai mult de 2 zile pe săptămână cred că pe tir nu prind. Așa că vreau să trăiesc din Uber. Bă, băiatule, câtă crăpătură are la curvă, băiatule, bă.
Bă, dar tu e bă, ori dă două bășurile de aia mai periculoasă care a făcut explozie pe spate, ori nu știu ce se întâmplă cu buiul. Stimă vouă, dragi oameni, dați like, abonați-vă, apăsați clopoțelul și deveniți membri ca să mă susțineți, să ținem canalul ăsta în picioare dacă vreți. Stimă vouă.